Și în casă, ucenicii l-au întrebat din nou pe aceeași chestiune. Și el le-a zis, oricine își lasă nevasta și se căsătorește cu alta, săvârșește adulter împotriva ei, iar dacă soția, după ce a divorțat de bărbatul ei, se căsătorește cu altul, săvârșește adulter. Cine divorțează de soția sa și se căsătorește cu alta comite adulter. Și oricine se căsătorește cu o femeie trimisă de soțul ei, săvârșește adulter. 1 Corinteni 7, 2 Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. 1 Corinteni 7, 3 Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Celor căsătoriți, le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Romani 7, 1 nu știți. Fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. 2 Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3 Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se măritată după altul, se va chema prea curvă. Dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se măritată după altul. Luca ora 16 și 18 minute oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește.